Bună ziua, bine v-am regăsit la prima ediție a emisiunii Autentic din acest an, 2018. Și ce pot să vă spun? Vă urez la mulți ani, vă doresc un an altfel. Un an pe parcursul căruia să încercăm cu toții să aplicăm tot mai mult toate acele învățături, concepte, credințe la care achesăm în mod teoretic, cărora le dăm curs, în care pretindem că am crede. Pentru că vă spun, iată, nu știu cum a început anul pentru unii sau mulți dintre noastre, dar eu am remarcat că a început exact așa cum trebuia să înceapă pentru anumite persoane. Din păcate, și nu o spun în sensul pozitiv, să știți că lucrurile nerezolvate din viață nu se rezolvă cu doar cu să sperăm că va fi mai bine, începe un nou an. Orice problemă din viață se rezolvă acționând asupra ei. Am auzit de atâtea ori la acest revelion, înainte, după, să fie, o să fie, sperăm că va fi mai bine, trebuie să fie alt an, va fi... Acestea sunt atitudini față de viață total contraproductive și nerealiste. Orice lucru este mai bine, cum vorbeam și cu producătoarea emisiunii, chiar înainte să înceapă emisiunea, vine boboteaza, mai sunt încă aceste sărbători de început de an, trebuie să fim mai buni, trebuie să acționăm altfel, oamenii devin altfel în preajma sărbătorilor. Și mi-am pus ca de fiecare dată întrebare, am întrebat-o și pe ea, bun, și dacă n-am avea sărbători și n-am avea motive exterioare nouă, să ne raportăm la ceva, un ceva căruia și așa nu-i dăm importanța cuvenită, pentru că sărbătorile de orice fel în această țară am remarcat că nu sunt decât un pretext în plus pentru ca oamenii să facă grătare, să se întâlnească și să discute despre alții, ce au făcut, când au făcut, de ce au făcut, cum au făcut. Și dacă în sensul că nu respectăm sărbătorile, noi nu sărbătorim Sfântul, ziua sau așa mai. Sunt pretexte să ne întâlnim tot noi, om cu om, și să vorbim doar despre noi și să nu aducem, niciun soi de pioșenie, de respect, de atitudine cu adevărat modificată în sens divin față de ziua respectivă. Să știți că omul simplu de oriunde, de la țară, de la oraș, înainte vreme, când era o sărbătoare a unui sfânt, să știți că își începea ziua și o continua și tot ceea ce făcea era în asentimentul acelei sărbători. Ideea de bază a acelei sărbători nu era să se întâlnească oameni și să facă ceea ce fac în ziua de azi. Dimpotrivă, una dintre cele mai des întâlnite modalități de a aduce acest prinos, acest respect zilei, unei zile sfinte, era tăcerea. Tăcerea, oamenii stăteau în familiile lor, tot ce făceau, făceau din smerenie și cu smerenie, cu un profund respect. Ideea nu era, în ziua de astăzi, pe mine mă nu știu... ca și pe mulți, nu doar pe mine, cu mulți oameni cu care discut, suntem uluiți, totul e un motiv de mers la munte, la spa, la distracție. Deci, Sfintele Sărbători au devenit, din păcate, doar un pretext de unde mai mergem, ce mai facem și așa mai departe. Revenind la ideea inițială, am auzit fără încetare, ca și în acest an, ca și în alți ani, să sperăm, să dea Dumnezeu că va fi mai bine, vine un nou an. Singurul lucru pe care îl aduce încheierea unui ciclu și trecerea într-un alt ciclu energetic, informațional, așa cum este perceput el în conștiința colectivă a umanității, trecerea dintr-un an în celălalt, pentru că în lumea astrală schimbarea anilor nu are loc cum o percepem noi pe pământ, mă rog, sunt alt gen de granițe între cicluri și alt gen de transformări. Singurul lucru pe care îl aduce un nou an este, sau un nou ciclu de zile, de energii, de informații, este doar un plus de ceva sau un minus de ceva. Nu se schimbă nimic radical, se schimbă nuanțe ale energiilor de bază, se intensifică sau scad în intensitate alt gen de energii. Este exact ca în astrologie,
dacă un om are o hartă, o hartă natală, cu aia s-a născut, orice ar spera el de la an la an că se va modifica în mod esențial, el nefăcând nimic, să știți că nu se va întâmpla acel lucru, pentru că viața înseamnă comunicare, înseamnă interrelaționare și vrem, nu vrem, este o interdependență între noi și ceea ce a rămas din noi și ritmurile naturale. Ritmurile vieții, ritmurile a tot ceea ce înseamnă regnuri, specii, anotimpuri, perioade temporale, secvențe spațiale. Dacă noi nu încercăm, dacă noi nu înțelegem, dacă noi nu acceptăm faptul că dacă se schimbă ceva de la an la an, este doar, cum v-am spus, o intensificare sau o reducere sau o remisie a anumitor manifestări energoinformaționale, noi trebuie, în ce având obligația, să ne pliem pe această realitate energoinformațională, pentru că nu pică nimic din cer, iar cei nepregătiți, cei care nu înțeleg că fiecare trecere dintr-un ciclu într-un alt ciclu înseamnă adaptare, adaptare la noile realități, la noile frecvențe, da? Într-adevăr, fiecare an vine cu ceva, dar nu va aduce schimbări radicale în sens bun pentru nimeni care nu acționează în acest sens. Eu am început anul, spre exemplu, confruntându-mă cu... Mă așteptam de mult ca lucrurile să avanseze în acest sens, cu două decese deloc neașteptate. Îmi pare rău că au fost așa la început de an, deloc neașteptate. Și vorbesc de cel puțin un caz în care viața a fost așa, pentru care viața a fost o continuă așteptare să vedem ce mi-aduce anul viitor. Și în acest caz, ca și în multe altele, tot timpul am încercat să explic că anul este anul ca ciclu spațio-temporal cu manifestările sale energo-informaționale reprezintă doar o nouă, cum să-i spun, aparent o nouă scenă pe care omul se produce, pe care omul își dă propriul spectacol. Dar dacă nu înțelegem și nu acceptăm faptul că nimic nu se schimbă cu adevărat în sensul bun, în sensul bun al tuturor așteptărilor noastre, să fim mai fericiți, mai sănătoși, mai spornici în chestiuni care țin de materialitate, să știți că dacă nu schimbăm ceva și nu tragem concluzii realiste, cu toată sinceritatea în ceea ce privește acțiunile noastre dintr-o perioadă de timp mică sau mare, dintr-o lună, dintr-o perioadă de jumătate de an, dintr-un an, și nu tragem concluziile periodic, nu doar o dată pe an, nu tragem periodic concluziile absolut necesare pentru a îndrepta coerența unui șir de evenimente care nu merge în sensul dorit de noi, dar are o coerență. Are o coerență pentru că are o constantă. Până nu vom învăța, până nu vom înțelege, până nu vom accepta faptul că orice lucru care există are o constantă. Și dacă vrem să ne schimbăm ceva în viața noastră, în privința evenimentelor din viața noastră, în primul rând trebuie să ne schimbăm pe noi înșine și nu numai. Dacă nu acceptăm acest lucru, să știți că fiecare an nu o să aducă decât adâncirea problemelor. Că fiecare dintre noi, ca spirit întrupat, rezonează periodic în funcție de vârsta pe care o are. Vă reamintesc că vă spuneam cândva într-o emisiune, pe lângă karma personală, karma familială, de neam, karma relaționată cu cea a locului, a spațiului în care ne naștem, a continentului, a țării. Deci e un tot extraordinar de bogat în informații. Pe lângă acestea, în primul rând, este karma spiritului, cu ce a venit. Cu ce a venit, de ce a rezonat cu acea familie, cu acel neam, cu acel loc, cu acel spațiu, cu acea țară, cu acel continent. Primele răspunsuri pe care ar trebui să le căutăm în ceea ce privește viața noastră, aici, de aici trebuie să înceapă. Bun, întâlnesc cu oameni mulți, foarte mulți, nemulțumiți de viețile lor aproape în toate aspectele. Povestesc care și cum și de ce cred ei că au acele probleme
Și în final au această supărare, nu mai suport, plec, țara asta e așa, țara asta e pe dincolo. Da, dar țara asta n-a creat-o, nu e abstracțiunea cuiva, nu este o creație a cuiva din exteriorul nostru. Eu le spun oamenilor celebra sintagmă atunci când vreau să glumesc și cumva să-i și deblochez. Poți să fugi, dar nu te poți ascunde. Dacă duci cu tine aceste blocaje, aceste stereotipuri mentale, frici, tipare comportamentale total, total nefirești, dacă le duci cu tine oriunde te-ai duce, să știi că viața ta nu se va schimba în esență și pentru totdeauna. Te duci într-o societate, pleci, călătorești, te muți în altă țară, unde, da, situația socioeconomică este mult deasupra celei a țării noastre. Pentru un timp îți merge bine, că vrând nevrând, asta este, îi merge bine acelei țări, dar cu ceea ce tu câștigi acolo, bani, cunoștințe, relații și așa mai departe, ele tot aceeași finalitate o vor avea. Aparent vei câștiga pentru o perioadă de timp, dar vei pierde din nou absolut totul, pentru că tu duci cu tine un bagaj informațional total distorsionat. Vii dintr-o țară în care expresii de genul trebuie, las că se poate și așa, vedem, da? Vii dintr-o țară în care mentalul tău a fost încărcat cu expresii, cuvinte, credințe și așa mai departe, care nu au darul de a face din tine un adevărat luptător, un om pregătit pentru viață. Dacă te duci, oriunde te duci în lumea asta, gândind, trebuie să fac aia, asta nu se face, așa trebuie să fac, deci dacă ești un sistem viu blocat în stereotipuri mentale, fixații, nimic real, nimic verificat cu adevărat, te duci într-o societate care aproape în permanență se modifică și modifică ritmurile. Uitați-vă în Suedia, spre exemplu, uitați-vă în Finlanda mai ales, unde guvernul a operat în ultimii ani nu puține schimbări la nivel de educație. În această țară au înțeles că educația, materia și felul în care era predată în școli, în învățământ, nu mai era realistă această atitudine față de copii, față de cum se modifică realitățile sociale. Au adus foarte multe modificări în sistemul de educație, au înțeles că experiența sau că teoria în lipsa experienței este doar o cumplită pierdere de vreme și ajung aceste biete făpturi copiii la o relativă maturitate în jurul vârstei de 18 ani, când n-au o direcție, nu și înțeleg existența, pentru că teoria fără practică este doar o pierdere de vreme, pur și simplu, în multe situații. Au înțeles să îndrepte copiii mai mult către experiența directă și nemijlocită, au redus orele de clasă, scot mai mult copiii în aer liber, îi duc în diverse locuri, le predau lecții în aer liber, au redus orele de curs, totul pentru ca copiii să relaționeze cu energiile vieții în primul rând. Adevărata cunoaștere este a simțurilor, nu a conștientului, nu a intelectului rece și scindat realmente, dacă îl lăsăm, de ritmuri, de energii, de informații, de emoții, de sentimente. Să știți, creierul ca organ nu poate funcționa corect, nu poate avea un sens prin sine însuși decât dacă este mobilat cu idei care au în spatele lor emoții și sentimente pozitive. Se înțelege în țări precum Finlanda, Suedia și nu numai, că o lume strictamente concurențială, în care ne educăm copiii să facă meserii care le aduc bani, să facă meserii care vor aduce în viitor tot felul de privilegii legate strict de societate, nu va face decât să înmulțească exponențial numărul cabinetelor de psihologie, psihiatrie și psihanaliză și ce vreți dumneavoastră din această zonă. Este o situație alarmantă care se petrece la nivel global. M-am bucurat să văd zilele acestea, joi, vineri,
mai multe știri pe diversele canale de televiziune din țara noastră care spun că până și Colegiul Psihiatrilor din România și-au pus problema și într-adevăr va intra în nomenclatorul lor o afecțiune care în America e de mult băgată în manualul de psihiatrie, în nomenclatorul lor de afecțiuni, de, anume dependența de virtual, dependența de tehnologie, dependența și începe cu jocurile de pe calculator, telefoane și așa mai departe. Trăim într-o lume concurențială, nefiresc de concurențială, în care toată lumea aleargă exact după același lucru. Nu mai avem identități, personalități, nu mai avem identități de sine. Toată lumea aleargă după exact același lucru, de la exact aceleași vârste, cu exact aceleași targeturi, cu exact aceleași așteptări. Am devenit ca populație, ca specie, ceva deosebit lipsit de această identitate, de firesc, de spontaneitate, de sclavia, să știți că s-a transformat din ceva direct și vizibil și numit ca atare, s-a transformat într-o formă de subjugare a conștiințelor, a intelectului și a spiritului uman prin plăcere. Dacă înainte sclavia însemna să fii subjugat prin abuzuri fizice și emoționale, acum ești abuzat altfel, mult mai perfid. Ți se fură timpul și preocupările prin și ești aruncat pur și simplu într-o sclavie teribilă prin lucrul cu subconștientul tău și cu acea parte de conștient, de fapt total inconștientă de ceea ce acceptă ca valori și ca repere. Mă bucur, spun din nou, să văd că și în România se pune tot mai serios această problemă. Nu știu dacă deja a fost acceptat sau urmează să fie acceptată ca afecțiune de sine stătătoare, dependența de virtual. Repet, începând cu jocurile existente pe telefoane, tablete, monitoarele calculatoarelor și în tot ceea ce înseamnă tehnologie în acest sens, pentru că a venit timpul să se ia măsuri, a venit timpul să se facă ceva în acest sens. Oamenii s-au robotizat, oamenii nu mai reacționează normal, oamenii nu mai au gânduri normale, oamenii nu mai au preocupări normale. Întâlnesc ca terapeut mult prea des, nefiresc de des. Îmi doresc, în fiecare zi când mă trezesc, Doamne, aș vrea să aud astăzi altceva. Astăzi aș vrea să aud altceva, că un om s-a vindecat pentru că a avut puterea să-și asume și să aplice ceea ce i-a spus terapeutul, medicul, preotul. Vreau să aud și lucruri bune, vreau să aud măcar un caz, măcar un caz de om care a înțeles de la capul al fine, care a înțeles de la început și până la final care este traseul recăpătării sănătății. Pentru că am remarcat că există tendința să se aplice numai ceea ce convine și e la îndemână, care nu presupune și nu cere eforturi. Ceea ce niciodată nu o să aducă cu adevărat vindecarea unei afecțiuni, cronică sau nu. Ce să vă spun? Cunosc cazuri în care uită, le este lene, nu mi-am dat seama, am uitat, eram pe nu știu ce rețea de socializare, vai, a trecut o oră, trebuia să-mi iau antibioticul, vai, trebuia să-mi iau de acum 3 ore, nu știu ce. Nu se poate. Nu se poate. Atenție că va, la modul cel mai propriu al cuvântului, v-au fost furate energia, vitalitatea. Vreau să vă spun că acesta e un subiect de mult discutat între cei care au viața dedicată planului spiritual și încearcă cumva să înlăture această stare de fapt absolut perdantă, malefică, distrugătoare, subiectul fiind următorul. Oamenii și-au transferat sufletul în virtual. Energie vitală, energia mentală, energia sufletească sunt transferate în virtual. S-a născut o dependență între toate aceste structuri ale omului și energiile și informațiile specificelor și aceste obiecte de comunicare care doar atât ar fi trebuit să fie. S-a născut o adevărată dependență, se duc la telefoane, tablete și calculatoare mai ceva decât la mamă.
mai ceva decât la mamă, întâlnesc oameni care sunt în stare să-și pupe telefoanele, să le strângă la piept, să le zică la mulți ani și Crăciun fericit, ca unor persoane, ca unor ființe. Nu se poate. Fiți atenți când vă urcați în metrou, în autobuze. Studiez acest lucru de peste 2 ani de zile, zi de zi, când mă urc într-un metrou, într-un autobuz, dar mai ales în metrou. Uitați-vă la oamenii care stau, nu contează, pe scaune, în picioare, toată lumea e cu capul în jos și nu din smerenie. Toată lumea e cu capul în jos, mă uit de curiozitate că un om poate dă un mesaj, are o problemă importantă. Altul poate face ceva util pentru sine, să afle o informație, îi trebuie atunci, se îndreaptă către o întâlnire unde probabil nu știe să dea un răspuns sau nu este elucidat într-o chestiune, nu știu, își verifică, trebuie să întâlnească cu un constructor să-i ceară ceva, un proiect, ia să văd. Mai verific o dată informația pe care o am, intru pe un site de construcții, da, ok, închid telefonul. Sunt lucruri cu adevărat importante, da, oriunde te-ai afla, deschizi un telefon, o tabletă, vrei să verifici, pentru că chiar îți trebuie acea informație în clipa în care ajungi la destinația la care urmează să ajungi. Dar vă spun că peste 95% din cazuri stau cu capul în jos pentru că se află pe rețele de socializare. Le studiez chipurile, foarte puțin zâmbesc, foarte puțin. Nu știu dacă dintr-un vagon de metrou, ca, impropriu spus vagon, că acum ați văzut multe dintre garniturile de tren de la metrou sunt fără, cum îi spune, uși fără separatoare între vagoane, și mă uit, și mă uit, nu văd un chip senin, zâmbind. Și pe măsură ce respectivele persoane se uită pe o rețea de socializare sau alta, îi vezi cum se încruntă, devin foarte gânditori, le citești, efectiv le citești pe chip nemulțumirea de sine. Văd lucruri pe care ei nu le-au făcut. De ce nu le-au făcut? Ei de ce n-au fost acolo? Ei de ce n-au făcut cu tare lucru? Ei de ce n-au ajuns în Arabia Saudită de Revelion? Ei de ce n-au fost la în Caraibe de Crăciun? Ei de ce n-au avut rochie de anul nou de 30 de milioane, 20 de milioane, 1000 de euro? Ei de ce n-au făcut nu știu ce lucru? Doamnelor și domnilor, care intrați în teribile crize de depresie, lipsă de stimă, emanați energia unor sentimente de culpă, nemulțumire de sine, negare de sine, acolo, în metrou, cu telefonul în mână, în câteva, e mult 5 minute. E mult 5 minute și simt energia omului înainte să deschidă telefonul și energia omului minut cu minut, secundă cu secundă, după ce a deschis telefonul, intră pe rețeaua de socializare, în câteva minute e altă persoană. Din punct de vedere energo-informațional, este altă persoană. Lipsită de apreciere de sine, de iubire, echilibru, o simți cum se disipează, îi pleacă. Îi pleacă frânturi de energie, pleacă, se golește. Dumnezeule mare și sfinte, finalmente ridică cei care urmează să coboare la o stație, la alta, îi vezi că și închid telefoanele, nemulțumiți de sine, le bagă în buzunar, sunt extraordinar de încordați, de încruntați, nervoși, au un amestec de tristețe pe chip, de mâhnire, sunt foarte nemulțumiți de ei, foarte nemulțumiți. Mă uit și nu continui să mă minunez în fiecare zi cum înțeleg fenomenul că nu societatea românească și nu numai, în general, în blocul fost comunist, în țările foste comuniste, libertatea a fost atât de greșit înțeleasă, libertatea de a fi, de a te manifesta, de a exista. Oamenii, după ceea ce s-a întâmplat, evenimentul din 1989, oamenii nu și-au dorit un lucru pentru că știau despre el dinainte, l-au aflat ulterior, s-au interesat, erau în cunoștință de cauză când își doreau un lucru. Nu! Și l-au dorit pentru că venea de afară, nici nu mai conta, nici nu se punea problema că ar putea să fie ceva ce nu era bun. În 1990 eram copil, mă rog, mi-a trimis tatăl meu din America două genți de haine, în ele tot felul de... și m-am uitat la ele, eram un copil. Evident, au fost lucruri pe care am zis, eu așa ceva nu pun pe mine niciodată. O pereche de blugi cu un trandafir roșu pe
N-am să uit acea pereche de blugi. I-am purtat. Am căutat, trandafirul era mai sus. Am căutat să ascund cu o cămașă. Cu... Intram în adolescență. Intram în... Am zis, Doamne... Zâmbeam. Zic, de ce mi-a trimis taică-miu? Da. Și au fost obiecte, au fost lucruri. Mi-am exersat, fără să fiu neapărat conștientă 100%, dar mi-am exersat liberul arbitru și am spus, ok, vine lucrul ăsta din America, dar nu înseamnă că e bun. Au fost tricouri, au fost câteva cămăși, au fost alte obiecte de vestimentație pentru bust, pentru partea inferioară a corpului, care nu mi-au plăcut. Nu mi-au plăcut, mi s-au părut de prost gust, ori fiele din America, dar mi s-au părut de prost gust. Au apărut ocazii târziu, după terminarea liceului, au apărut ocazii să plec și să rămân undeva la cunoștințe rude în străinătate. Am spus, eu acolo, în primul rând, că nu-mi place limba. Nu m-aș putea adapta și avea nervi în fiecare zi. Din ceea ce știu despre acest popor, nu-mi place aia, nu-mi place aia, nu-mi place aia. Din ceea ce și așa mai departe am ales, întotdeauna am ales și credeți-mă că eram doar un copil și văd acum și văd în acești ani de după Revoluție la atâta timp după oameni care nu mai aleg, oameni care nu fac ceea ce se numește în științele de specialitate, nu fac alegeri conștiente, oameni care acționează mecanic pentru că întregul lor mental realmente, și termenul e bun ce urmează să vă spun, realmente este mobilat cu concepte, credințe, forme gând, care nu aparțin creierului, unde există mentalului, nu aparțin sferei energoinformaționale, care nu, acea parte de biocâmp care întreține vitalitatea, energia, existența, viața acestei zone a fizicului uman numit creier sau parte superioară a corpului. Au ingerat an după an, au ingerat zi după zi, lună după lună, tot ce le venea prin reclame publicitare, tot ce venea din afara casei, de la un vecin, de la o cunoștință, de la o... Nu știu cum e în restul țării, dar la nivelul sudului țării noastre, unde, da, ne lipsesc formele de relief, nu avem măcar dealuri, măcar unde preocupări îndreptate către natură e foarte greu să ai, pentru că ești lipsit de imaginație, că le-ai putea avea, omul de munte are muntele, se minunează în fierinează când se trezește, aerul curat, are atâtea lucruri pe care le admiră vrând nevrând și se conectează la energiile naturii. În orice țară din lume, vă spun, pentru că e un lucru studiat și de către sociologi, antropologi și alți specialiști care vor să înțeleagă, vor să înțeleagă și să corijeze cât mai curând manifestările și comportamentele umane destructive. În toate țările din lume, oriunde veți întâlni șes, câmpie, șes și câmpie, să știți că oamenii acelor locuri, oriunde în lume, repet, se manifestă ca niște mecanisme. Pentru că nu înțeleg să se conecteze, da, la o natură care nu ți oferă coborușuri și urcușuri, ci un orizont de verdeață, de copaci, de păduri și lacuri. Nu ai munte, într-adevăr, nu ai lucrat de la munte. Nu ești la fel de oxigenat precum omul de la munte. Ce este oxigenul? Prana, ci... Dar dacă educația în școli, educația de acasă ar fi făcută corect și ni s-ar spune, mă copii, vedeți că voi v-ați născut undeva într-un loc care se numește șes, câmpie, voi spre deosebire de oamenii de la, din podișuri și de la munte, din păcate, sunteți privați, sunteți văduviți de frumusețea exterioară a naturii, acea frumusețe răzbătătoare, de copleșitoare, că și aici există frumusețe, dar nu aveți muntele și înălțimea munților, nu aveți aerul, nu aveți ființele care trăiesc la munte, nu aveți întâmplările, evenimentele. Viața voastră socială s-ar putea și foarte posibil să fie mai săracă decât a omului de la munte. Haideți, mă, copii, să vă învăț, ar trebui să spună profesorul, profesorii, cam cum ar fi bine să vă creați preocupări în viață și ce să faceți pentru a nu vă blaza,
pentru a nu vă blaza și a face din, din stricta invenție și preocupare, că inventați niște obiecte, ceva tehnică, să nu faceți din asta absolutul existenței voastre, să nu uitați nicio clipă că dincolo de orice a creat omul vreodată, există o lume și este vorba despre acea lume primordială, esențială și generatoare a tot ceea ce există. Fără ape, fără munți, fără păduri, fără oxigen, n-am mai avea pe nimeni să stea în plină obsesie și manie obsesiv-compulsivă cu telefoanele în mână, urmărind, da, e o vânătoare generală, e o vânătoare socială dementă, absolut dementă. De Paști, cine a pus pe nu știu care rețea de socializare ouă, câte ouă a pus, cum a făcut cozona, cum se îmbracă, unde se duce, unde a fost. Totul este o demență. Totul este o demență, este o concurență absolut nefirească. Oamenii nu-și mai rezolvă problemele, oamenii nu înțeleg că problemele mai pot fi rezolvate. Au ajuns să aibă un pachet foarte mic, meschin de aspirații, la care, știți, îl văd adesea ca pe o bulă care, care plutește deasupra orașului, ca pe, știți, că erau baloanele zburătoare. În perioada celui de-al doilea război mondial, puțin înainte, pe perioada celui de-al doilea război mondial, în mod special, a fost nebunia baloanelor zburătoare, care tot erau folosite atât ca transport pentru partea civilă a societății, cât și s-a încercat folosirea lor în alte acțiuni care țineau de, de chestiunile ale statului, ale unor instituții precum armata și așa mai departe. Văd, din păcate, societățile umane la ora actuală și, în mod special, oamenii de la șes, că să știți, dacă treceți, spre exemplu, la noi în țară, de o anumită zonă și pătrundeți în mijlocul țării, că duceți cât mai sus, nu, nu, oamenii nu sunt așa. Și am mai întâlnit această expresie, parcă ai senzația că intri în altă țară. În altă țară, alte obiceiuri, bun simț, încă mai există respect, preocupări, încă mai există oameni muncitori. Deci este ceva specific oamenilor de la... din câmpii, oamenilor de la în această zonă a sudului, da? În America de Sud, spre exemplu, uitați-vă câtă, câtă agresivitate, câtă sărăcie există în, în America Centrală, sudul ei, la fel, în, în oriunde vă duceți în sudul unei țări sau continent, lumea este altceva decât este în centru sau în nordul respectivei. Pentru că, iată, natura cât de mult ne ajută, ne dă energia vitală să putem să ne menținem sau să ne corijăm, să ne, apoi să ne situăm pe noi înșine pe o dimensiune a gândirii, a simțirii și a acțiunilor firească și interconectată cu fenomenele naturii. Da, repet, dar nu este o scuză. Repet, cei din câmpii, din șez, din... nu prea au preocupări. Nu prea au preocupări pentru că natura din jurul lor nu este una nu este una care să-i izbească prin, prin înălțime și maestozitate. Poate că nu, deși nu sunt de acord. Există păduri, există zone în jurul Bucureștiului, unde chiar mi-a fost dat să văd dincolo de Giurgiu căprioare care aleargă prin câmpii, prin șes, prin... există și natura poate fi, că tot noi am distrus-o, recreată, reclădită, putem replanta milioanele de copaci. Viziera naturală a Bucureștiului, care a fost distrusă în mai puțin de 20 de ani. Liziera naturală a Bucureștiului, care însemna milioane de copaci, da? Și era liziera naturală, era cea care ventila acest oraș, unde nu aveai temperaturi de 38, 39, 40, 41, 42, 43 de grade, pentru că aveam această protecție. Aveam liziera naturală a Bucureștiului, care a fost tăiată, a permis cine a permis, pentru a se construi toate aceste mizerii de cartiere prost făcute și așa mai departe. Eu cunosc cazuri de oameni care s-au dus, au stat câteva luni, au plecat povestindu-mi că nu este ok cum sunt construite și ce se petrece în acele locuri. Asta este altă discuție. Liziera naturală a Bucureștiului a dispărut, acest oraș nu mai este ventilat, aerul stă, pietrește vara. Te rogi la Dumnezeu, te așezi în genunchi, te rogi pentru o pală de vânt, pentru o ploaie. Ce făcea această lizieră? Copacii, oxigen, vânt, chema norii, da? Noi nu mai avem natură, natural, într-un oraș precum acesta de sud.
da? Am distrus tot ceea ce însemna viață, aproape tot, aproape tot. Au mai rămas foarte puține zone de parc, zone care să nu fie impietate și murdărite, distruse și așa mai departe. De aceea vă spun, am avut o revoltă interioară când în ziua de Revelion, noaptea, mesaje să sperăm că va fi mai bine să dea Dumnezeu. Mă, da, Dumnezeu tot dă. Da, Dumnezeu tot dă. Să dea Dumnezeu să fie mai bine. Păi Dumnezeu tot dă. Semne. Gânduri. Te inspiră, îți dă un vis, îți dă semne. Întâlnești oameni în cale care îți spun, da, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și nu numai, evident, nu numai, dar lucrează și prin oameni. Te întâlnești cu o cunoștință sau auzi o discuție în metrou sau vezi un titlu de carte, vezi un film. Credeți că e întâmplător? Nimeni nu este întâmplător. Nimeni nu este întâmplător. La un moment dat, chiar mie mi s-a întâmplat acest sfârșit de an, să tot zâmbeam. De câte ori deschideam televizorul seara pe un anumit canal de filme, exact în clipa aia începea un film același. S-a întâmplat de vreo 4 ori la rând. Zic, măi, hai să-l revăd, că probabil n-am înțeles tot mesajul, am pierdut ceva, îmi scapă ceva. Film foarte interesant. Un film foarte interesant care ridică ușor și aparent la nivel de fantastic această temă, această fenomenologie a lumii normale, după mine. Pentru mine nu există paranormal. Pentru mine paranormal e cum trăiesc oamenii. În viața de zi cu zi e paranormal. Normalul pentru mine e altceva. Să fiu conștient, să fiu conștient că sunt lucruri, realități, informații, energii pe care încă nu le cunosc suficient de mult sau deloc, că există realități dincolo de noi, înainte, înapoi, în față, în simultaneitate, că există alte lumi, intenții nenumărate ale atâtor inteligențe care populează acest univers, că există destin, că există karmă, că există cauză și efect, că există un sens al vieții și că eu trebuie să lupt în fiecare zi să mă integrez în acest sens al vieții, să intru în coerența, în coerența acestei frecvențe care e continuă, să încerc să identific dacă trăiesc evenimente neplăcute, cum și în ce fel am intrat pe frecvența unei constante aducătoare de durere și pierdere. Să privesc atât cât este nevoie în urmă, în ceea ce am, la ceea ce am făcut, cu cine m-am întâlnit, ce am discutat, ce am gândit eu, cum am acționat eu, ce din mine, din familia mea, din ceea ce fac sau nu fac, s-a conectat, s-a pliat, s-a îmbinat și a devenit o osmoză perfectă cu noua energie și noua constantă, astfel încât această situație să facă posibilă o pierdere a mea. Sunt situații când trebuie să pierdem, pentru că avem de plătit karme care nu țin de viața actuală. Și vă reamintesc că în permanență și ciclic și odată la o perioadă de ani acest lucru se întâmplă, e ca și cum am cădea din timp. Din timpul personal. Totul este minunat și dintr-o dată ni se întâmplă o nenorocire. La nivel de univers nu există, cum să vă spun, trecut, prezent, viitor. Există un continuum, un acum, permanent. Din când în când intrăm în rezonanță, pentru că noi avem o singură viață ca spirit. În clipa în care căpătăm trup, avem mari inițiați din vechime, vorbesc despre 108 vieți. Pot fi 108, pot fi 90, pot fi 5006, nu mă interesează. Eu știu că avem o singură viață ca spirit, aici pe pământ, că de la reîncarnare la reîncarnare primesc nume diferite, funcție de țară, vorbesc limbi diferite, am genuri diferite, pot fi bărbat, pot fi femeie, pot fi hermafrodit, pot fi, nu știu, în funcție de ce am făcut, primesc și sunt de acord să duc la împlinire o misiune personală. Aceeași în fiecare viață, dar căile sunt diferite. Avem aceeași misiune personală toți. Să ne umplem cu harurile Duhului Sfânt. Să ne reumplem de lumină, să recunoaștem lumina, să o cunoaștem din nou. Nu mă refer la o recunoaște, că
E primul pas recunoașterea, dar să recunoaștem, să reîntâlnim, să reintegrăm valorile luminii în toate structurile noastre pentru a ne reîntoarce acolo unde trebuie să ne reîntoarcem, nu pentru a rămâne acolo, pentru a merge și mai departe. Universul se expandează și așa mai departe. Creația este aparent infinită, are un sens și are un scop. Aici este doar o perioadă de timp viață în care noi îndeplinim niște sarcini, atât putem avea vieți aflate pe recompensă sau pe sancțiune ca și dominanta destinului, dar eu știu un singur lucru. Știu un singur lucru. Ăsta. De la el nu abdic. Ăsta este sensul vieții. Că azi trăiesc o nenorocire, că mâine trăiesc un miracol, că apoi nu se întâmplă nimic. E pace. E parcă o pace dezastroasă chiar. Nimic nu se întâmplă. Ok, e liniște, nu se întâmplă nimic. Să văd ce pot să fac astăzi cu ceea ce știu, cu ceea ce nu știu, cu ceea ce aș vrea să aflu, cu ceea ce nu vreau să aflu. De ce nu vreau să aflu? Oameni foarte interesați de cutare subiect. Eu de ce nu vreau să aflu? Ok, dar aia de ce vreau să aflu? Pentru că eu am convingerea că îmi poate fi de folos, dar poate mă înșel. Astăzi, dacă tot am o perioadă de liniște în care nu fac nimic, o să încerc să aflu câte ceva despre un lucru, despre două lucruri, despre trei lucruri, care în modul nu mă interesează, nu vreau să știu nimic despre ele. În felul acesta îmi exersez, este un antrenament cuantic, îmi exersez capacitatea de a rămâne un om viu, un spirit viu, un spirit capabil să se moduleze, să se adapteze, să se integreze pe energiile unei secvențe spațiotemporale mai puțin benefică sau excepțional, excepțională în acest sens, în beneficitatea ei. În viață nu trebuie să cunoaștem lucruri, să cunoaștem doar lucruri despre care suntem convinși că doar pe acelea trebuie să le cunoaștem. Să știți că eu în viață, după situație, când a fost cazul, am pus mâna pe, nu știu, o carte care îți explica cum să faci reparații în casă, cum să schimbi o roată, cum să... Ce vreți dumneavoastră? Credeți-mă, n-am trecut cu vederea. Dom'le, poate mi-este vreodată de folos. Poate mi-e vreodată de folos cum schimbi un robinet, cum înlocuiești o ială, cum... poate nu pentru mine, poate ajut pe altcineva. Ideea este următoarea. În societatea românească, în mod special în acest sud de țară, pentru că nu pot sub nicio formă să discut despre oamenii de dincolo de brâul Carpaților, pentru că sunt altceva, e altă țară în esență și acolo s-au schimbat lucruri, dar oricum încă e altceva. În acest sud de țară, precum în sudul multor țări, unde, repet, clima, formele de relief pot aduce un plus de minus, că omul nu are reperul maestății, maestuozității, îmi cer scuze. Omul nu are reperele maestuozității a unei instanțe la care să se raporteze. Pentru om, întinderea pur și simplu nu este o instanță. Tot ceea ce este înalt, puternic, tot ceea ce este aflat la extreme, gerul, canicula, sunt sau nu repere. Tot ceea ce este mult, tot ceea ce este deranjant de manifest, că de-aia pățim ce pățim ca neam la alegeri, oamenii de la șez de obicei nu aleg cu sufletul, aleg cu ceea ce îi izbește. Că unul vorbește foarte mult, se duc și-l aleg. Vorbește mult, îi perie, le hrănește vanitatea, le face promisiuni, evident, deșarte. E, unde este ceva manifest, mult, din plin, izbitor, omul de câmpie se duce și alege. Candidatul, mașina, casa, bărbatul în cazul femeilor, femeia în cazul bărbaților, da? Bărbații aleg în general femei cu forme așa din plin, femeile alerg bărbați care cu certitudine au o latură a personalității exacerbată și deloc echilibrată. Când se duc la vot, alegem pe cel care a vorbit cel mai mult și desigur cel mai prost, da, oamenii se duc și la aleg, a vorbit, uite câte știe, de unde știi că știe, tu ce știi din ce a spus? Ce știi din ce a spus? Da?
Și mai există tot așa obsesie și o fixație, aruncarea în acest virtual, care aparent îți oferă atâtea informații, e tot așa, e ceva sufocant. Deci omul de la șes, omul de la câmpie, trage către lucrurile sufocante, mult, din plin, să fie. Pentru că el are ceea ce putem numi un vid de real. Pentru că el are ceea ce putem numi o lipsă de consistență, de raportare. Și atunci când s-a raportat la ceva, a făcut-o raportându-se la false valori. Pentru că în imensitatea aceasta a câmpiei a stat, el și-a privit, și-a privit, și-a privit. Și după puțina lui cunoaștere n-a văzut nimic care să-l intereseze. Și când a apărut orice lucru în viața lui care a făcut zgomot, care a fost din plin, a fost mult, așa, sufocant să-i atragă atenția, s-a dus orbit în acea direcție, neînțelegând esența lucrurilor, esența vieții, că există în viața unei planete zone liniștite, zone care abundă în manifestare, în aspect, în tot ceea ce poate să abunde. Câmpia este cu certitudine un loc de odihnă pentru făpturile care există la câmpie. Este și un loc de distrugere, pentru că cele mai teribile arșițe sunt la câmpie. De multe ori sunt geruri externare la câmpie, în întinderea câmpiilor, unde n-ai o zonă de pădure, nu ai o zonă tampon între tine ca specie, ca individ uman, non-uman și ceea ce se întâmplă cu această climă. În pustietate nu ai nicio șansă decât șansa cunoașterii, a luminii, a credinței și a iubirii. Să știți că omul de la munte poate să nu aibă credință, poate să nu creadă în Dumnezeu, dar are atâtea zone tampon între el și toate tâmpeniile pe care le face. În primul rând are aerul curat, intens, intens, intens și din plin existent, care măcar îi oxigenează creierul și restul organelor, atât vitale cât și considerate a nu fi vitale. Omul de la munte e foarte bine oxigenat, este plin de prana. Că o folosește prost și el o poate fi folosit prost, este adevărat. Ce nu avem noi la compie și revin, nu avem forme, nu avem repere care să ne dea răspunsuri, raportări, îmbrățișarea unor valori, da? La câmpie trebuie să fim și un pic creativi, să luptăm un pic mai mult decât omul de la munte. Dar nu, noi oamenii de la câmpie, de la șez, nu facem decât să ne plângem de milă, să căutăm în altă parte, începând din lumea virtuală și până unde vreți noastră, cârje, sprijin moral și așa mai departe, și dezvoltăm comportamente absolut absolut contraproductive și distrugătoare. Să știți că omul de la câmpie în mare parte este un parazit. Îmi pare rău, știu, poate vă veți supăra că folosesc un termen atât de dur. El parazitează tot ce vede. Parazitează internetul, parazitează o rudă, parazitează chiar și statul ăsta, așa cum este. Uitați-vă ce se întâmplă iarna când ninge. Trebuie să se dea o ordonanță, trebuie să se dea o lege sau un ordin al primăriei că dacă nu ieșim cu lopata, ne luăm amenzi. Nu se poate. Nu se poate. Uitați-vă când sunt inundații sau ninsori, oamenii nu fac nimic așteptând să vină armata. La munte nu prea vezi așa ceva. Oamenii ies imediat. Își curăță locurile și omul de la munte are o gândire, are o percepție și are un respect pentru natură, dincolo de ceea ce vă puteți imagina aici la șes. Lucrurile sunt făcute de la sine, nici nu trebuie să le spună cineva. Sunt moștenite din generație în generație, prin educație. La noi, orice se întâmplă, să vină primarul, să vină nu știu cine, să vină... Păi de-aia avem și conducătorii pe care ni-i merităm, să știți. Și degeaba spunem la fiecare, cu ocazia fiecărui revelion, Doamne, de-ar fi mai bine la anul. Nu, nu o să fie mai bine. Nu, nu o să fie mai bine. Se vor adânci acele probleme pentru că tu nu te-ai schimbat. Pentru că tu ai rămas în același stadiu interior, îmi cer scuze din nou pentru termen, dar e cel mai potrivit, îmi pare rău, de nesimțire afectivă, de nesimțire mentală, de atitudine absolut sfidătoare la adresa a tot ceea ce înseamnă asumarea unor valori care să facă din tine o făptură lucrătoare,
pentru sine și pentru ceea ce o înconjoară. Nu este normal ca atunci când avem zăpezi, când avem orice vreți noastră, să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve problemele. Nu este normal. Eu n-am nici cea mai mică așteptare, nici nu-mi doresc, mi se pare umilitor să aștept să vină pe aleea casei mele primăria să-mi dea zăpada la o parte, aleea blocului, a casei, unde locuim fiecare. Nu mi se pare normal. Primarul ăla și banii primăriei se pot duce foarte frumușel în lucruri care cu adevărat contează, sunt stringente, așteaptă poate de mult să fie făcute, sunt absolut necesare, nu să se ducă miliarde în fiecare iarnă pe ce? Pe curățatul aleilor și străzilor dintre blocuri. Nu se poate. Nu se poate. Este jenant. Da? Sau trimite primăria la toate blocurile, nu mi se pare ok. Să facă curățenie în cursile blocurilor, nu mi se pare ok. Nu mi se pare normal. Mi se pare normal. Oamenii ar fi putut să facă altceva, să-i trimită primăria să planteze copaci. Să-i trimită primăria să curețe, nu știu, lacuri, să curețe Dâmbovița, să hrănească, uite, pescărușii și rățuștele de pe Dâmbovița. Voi astăzi vă duceți să hrăniți pe pescărușii. Voi astăzi vă duceți să mențineți altceva, o altfel de ordine și curățenie în acest oraș și o bună viețuire altor ființe. Nu mi se pare normal, mi se pare jenant, mi se pare ceva care spune enorm de mult și în sens negativ despre oamenii care astăzi urlă că primăria nu le-a făcut curat pe, să nu mă înțelegeți greșit, nu țin cu partidul aflat la guvernământ, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Oricine ar fi, oricine ar fi și orice formă de conducerea unei țări și orice guvern ar fi, eu nu sunt de acord să epuizăm resurse materiale și de orice fel pentru ceva ce, Dumnezeule, locul ăla e plin de zeci de oameni. Dar să iasă, domne, cu lopețile să-și facă, ei locuiesc acolo, să-și facă curat în grădini, să se autogospodărească. Nu este normal. Nu este normal, da, plătești niște taxe, plătești niște impozite, dar de aici și până la acere, eventual să și respire primarul în locul tău, să facă duș în locul tău, să-ți mestece mâncarea, să-ți șteargă pantofii, să îți țină umbrela, că plouă, vai de mine, dar cum e posibil să plouă în orașul ăsta și să nu fie primarul să-ți țină umbrela? Deci nu, credeți-mă, de la lucruri extrem de simple, jenant de simple, de la lucruri și atitudini și cerințe penibile și până la ce vreți dumneavoastră, iată unde se află motivele și motivațiile decăderii ființei umane de oraș, acestei specii de oraș de metropolă. Pentru că ea crede că în numele unui impozit destul de mare, pe care îl dă ba la sănătate, ba acolo, ba dincolo, tot, poate pretinde chiar totul. Până la urmă a spus bine Iisus Hristos să-i dăm cezarului cei al cezarului Dumnezeu, cei al lui Dumnezeu, iar în rest să fim atenți la noi înșine, ce nu este în regulă cu noi, ce este în regulă, ce e bine să rămână, ce trebuie schimbat, da? Nu este normal copilul cum a făcut-o, cum începe să vorbească și terorizează părinții cu cerințe, dă-mi aia, fă-mi aia și așa mai departe, când ajunge aproape de maturitatea biologică, la fel, în anii premergători ajungerii la această maturitate de la 18 ani, la fel își terorizează părinții că vreau aia, că vreau aia, când finalmente ajunge pe picioarele lui individul, se autoguvernează, devine independent financiar, material, începe aceleași pretenții care le avea de la familie, le are către guvern. Dom'le, și guvernele astea merg foarte prost pentru că au văzut cu cine au de-a face. Au văzut cu cine au de-a face că sunt aleși așa, că oamenii nu aleg conștient, că pot fi ușor manipulați, nu ușor, nefiresc de ușor. Și ce și-au zis? De ce să muncim noi de 10 ori în plus când obținem tot ceea ce ne dorim și mult peste cu niște manipulări? Da? Să știți că ceea ce se întâmplă cu această țară de 28 de ani este încurajat de populație. În tot ceea ce facem, cerem și pretindem. Întâi să ne autoguvernăm noi, să devenim conștienți de defectele noastre și de cerințele adesea penibile și de cele mai multe ori efectiv condamnabile. Nu se poate să stai ca nesimțitul în casă, să-ți vină armata, să-ți vină nu știu cine să-ți facă nu știu ce. Nu se poate. Nu se poate. Este strigător la cer pentru orice lucru să aștept să-ți vină cineva. Nu este, da? Nu este normal. Eu personal nici n-am pretenția, nici nu-mi doresc. Mi se pare jenant. Bun. De la aceste lucruri foarte simple, nu uitați ce a fost
când a fost în această iarnă foarte grea, de acum 3 ani, nu mai știu, 2 ani, 3 ani, când așteptau, stăteau în case sau pe lângă por să vină armata să le ia zăpada, să le facă, să le dreagă, nu făceau nimic. Da? Nu este normal. Nu este normal ceea ce faceți când există aceste situații care țin de natură, la fel faceți și în viețile de zi cu zi. Deschideți o rețea de socializare așteptând să vă vină ideea de la ce fac alții, cum fac alții. Nici nu vă gândiți măcar. Mie mi se potrivește lucrul ăsta, mă definește într-un fel, mă împlinește. E o demență socială, este o nebunie. Am auzit la discuții de Crăciun, înainte de Crăciun, între Crăciun și Revelion, auzeam persoane în jurul meu fiind întrebat: ți-ai făcut rochia de Revelion? Ți-ai făcut aia? Dar unde te duci? Dar la ce spa? Hello! Hello! Mă duc în mijlocul pământului. Mă duc acolo împreună cu Alexandru Dumas să-mi explice cum a scris-o. De ce trebuie să fac eu? Sau tu? De ce trebuie să facem ce au făcut alții care probabil... au ales, sper, vreau să cred că au făcut alegeri conștiente. Dom'le, a făcut unul un lucru, o fac toți, se duc în nebunii, se omoară între ei să facă același lucru. Oameni buni, nu va fi un an mai bun dacă veți continua să gândiți și să acționați ca niște roboți. Am văzut căderi psihologice în această perioadă, în mod special femeile, din păcate, depresii, săruri, ați văzut cum era în filme, săruri leșin. De ce? Păi uite, atâția oameni și colegi de muncă și cunoscuți se duc la munte și... Păi eu nu mă duc și... Păi cum? Se duc și eu nu mă duc? Nu. Tu faci altceva, poți să faci orice altceva. Dacă nu ți-a fost scris să te duci, nu ți-a fost scris să te duci. Ia uite-te cu atenție în jurul tău, poate ai alte lucruri de făcut. Poate Dumnezeu, viața, îngerul păzitor au ales să-ți livreze o altă situație care pe tine să te bucure în felul tău, nu cum îi bucură, da? Nu avem bucurii comune. Nu ne bucurăm la fel, nu ne împlinesc aceleași lucruri. Tendința de a face toată lumea același lucru, să știți că anihilează complet această urare la mulți ani să ai un an mai bun. Nu există. N-ai cum să ai un an mai bun, faci aceleași lucruri. În detrimentul dezvoltării personalității, a cunoașterii, a asumării, a integrării și a manifestării sinelui tău. Fiecare are sinele lui. Eu nu pot manifesta sinele altor persoane. Da, domne, dacă 100 de oameni seamănă între ei, nu înseamnă că seamănă 1 milion. Dacă 100 de oameni au aceleași dorințe, treaba lor. Eu chiar am acea dorință? Trebuie să analizez. Să-mi pline cabinetele și sinucideri din perioada aceasta de Crăciun, de domne, hai să ne revenim un pic. Nu ne este dat tuturora să mergem la munte exact atunci de Crăciun și de Revelion. Nu ne este dat tuturor să mergem în Bimini, în Belize și mai știu eu unde. Da? Reveniți-vă, oameni buni, că-s pline cabinetele psihologilor. Reveniți-vă că au început și psihologii se ducă la psihologi când văd ce văd și au ce aud. Treziți-vă, e tot ce pot să vă spun. Și încercați să vă calibrați la adevăratele voastre nevoi. Ceea ce fac alții, fac alții. Ceea ce dumneavoastră puteți să faceți și urmează să faceți, trebuie să vă manifeste sinele, liberul arbitru și să ducă la împlinirea personală. Cu adevărat să ducă la împlinirea noastră personală. Toate cele bune, Doamne ajută, ne revedem în emisiunea de data viitoare. Treziți-vă! Doamne ajută!